auriculare. Ia Nodol. Nodol, prego. Nodol, fără durere. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Cu Unibus direct din București, Iași, Cluj, Timișoara, Brașov, Ploiești, Oradea, Bacău, Arad, Pitești și Sibiu, către 160 de orașe din Europa. Prețuri începând de la 5 euro. Autocare confortabile, echipate cu sistem anti-Covid. Rezervați pe unibus.ro și beneficiați de o reducere suplimentară de 10% sau sunați-ne la 021 9497. Unibus, întotdeauna în direcția ta. Ne punem toată energia în micile noastre bucătării, iar Mob Expert ne aduce mai aproape de casele noastre, Tevis. Până pe 29 septembrie, aveți 10% reducere la toate produsele Mob Expert fabricate în România. Vă așteptăm în magazine și pe mobexpert.ro. Prinde în oferta zilei la EMAG, prețuri excelente și livrare rapidă. Doar azi, 9 septembrie, ai telefon Oppo Reno 40 5G cu 8 GB RAM și 128 GB memorie internă la doar 999 lei. Intră pe EMAG, caută oferta zilei și comandă simplu și rapid. EMAG. Verea te relaxează la mare sau îți aduce premiul cel mare. O mașină Toyota Corolla Hybrid. Cu Burger câștigi mii de premii instant. Curtea Constituțională a înregistrat oficial sesizarea Guvernului pe tema moțiunii de cenzură.
și aur. Cabinetul reclamă un presupus conflict juridic de natură constituțională între executiv și parlament. Mai mult, chiar președintele Camerei Deputaților, liberalul Ludovic Orban, este acuzat că și-ar fi exercitat atribuțiile în mod abuziv și că ar fi încălcat legea fundamentală. Părțile implicate au o săptămână la dispoziție pentru a-și transmite punctele de vedere. Data limită este 15 septembrie, miercurea viitoare. Cu detalii, Cătălin Nunu. Pe scurt, argumentele cabinetului Câțu sunt două la număr. Moțiunea nu a fost transmisă guvernului în aceeași zi în care a fost depusă. E vorba de vinerea trecută, adică data de 3 septembrie. În același timp însă, premierul Câțu l-a acuzat public pe Ludovic Orban că e prea grăbit să înregistreze documentul și să-l supună dezbaterii și votului. Cabinetul PNL reclamă de asemenea că moțiunea nu ar îndeplini condițiile constituționale privind numărul minim de semnături valabile. Pentru înregistrarea unui astfel de document e nevoie de semnăturile unei pătrimi din numărul parlamentar. Purtătorul de cuvânt al USR Plus, Ionuț Moșteanu, a reacționat observând că niciunul dintre semnatari nu și-a retras semnătura de pe textul moțiunii și a adăugat că Florin Câțu, citez, se agață cu disperare de scaun. Restricții în Snagov și Ciorogârla după ce numărul de infectări cu noul coronavirus a crescut. Incidența COVID în județul Ilfov este de 1,37 de cazuri la 1000 de locuitori, dar cele două localități au depășit pragul de 2 la 1000. Astfel, purtarea măștii în spațiile deschise este obligatorie de astăzi. Cel mult 2500 de oameni au voie să participe la spectacole sau concerte în aer liber, iar nunțile și botezurile se pot desfășura cu cel mult 150 de persoane în exterior și 100 în interior. Mesajele private ale soțului de pe site-urile de întâlniri pot fi folosite în instanță ca probe pentru divorț, dar și pentru încredințarea copilului. Decizia aparține Curții Europene a Drepturilor Omului. Ne spune mai multe despre această decizie Valentin Chisoceanu. Decizia CEDO a pornit de la situația unui cuplu care trăia între Spania și Portugalia. Inițial, soția a obținut custodia copiilor în Spania, dar soțul s-a adresat instanțelor portugheze și a adus dovezi că partenera sa trimitea mesaje pe site-uri matrimoniale încă din timpul căsătoriei. Astfel, judecătorii au considerat că admiterea ca probe a mesajelor nu afectează părțile dacă procesul se ține cu ușile închise.